Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Astăzi am un invitat de excepție, un om care a cucerit lumea prin profesionalismul său, un academician, un profesor doctor neurochirurg, un om care a cucerit inclusiv inima oamenilor prin dedicare, prin modestie, prin iubire pentru ei, pentru oameni. Un doctor neurochirurg pentru care mulți oameni ar muta și munții din loc doar ca să-l simtă și să-i mulțumească. Și pentru mine este emoționant, vorbesc și mi s-a făcut așa pielea de găină, pentru că sunt tare bucuroasă, domnule academician, profesor, doctor Leon Dănăilă, că sunt contemporană cu dumneavoastră. Să rămână, da, sigur. A fost o muncă grea, o muncă dificilă, știți. N-aș vrea să încep ce am mai spus așa, de unde provin. Provin dintr-o familie foarte modestă, niște oameni așa mai sărăși, tatăl meu nu știa carte, mama avea numai 4 clase. Am trăit o perioadă foarte dificilă la începutul copilării, mai ales că după război, tatăl meu, când s-a întors de pe frontul de est, a fost arestat, că era comunism atunci și a stat la Jerlava, la Iud, la sfârșit în alte părți. Eu eram la liceu, ne-a cam dat afară, așa, eram la internat. M-am lipit pe lângă bucătar, pe acolo, resturi, mai mâncam și eu, dar n-am plecat de la liceu. Atunci când a trebuit, am terminat cele 4 clase, tatăl meu m-a întrebat, zic că te duci la liceu sau rămâi în agricultură? O, Doamne, în agricultură! Știți cum se făcea agricultura la vremea respectivă? Stăteam în colibă câte o săptămână, la prășit, la arat, la strânsul recolte. Era o nenorocire. Zic, nu, eu mă duc la liceu. Și când m-am dus la liceu și am văzut o bibliotecă fantastică cu cărți de medicină, am început să le savurez și învățam. Da. Anatomia îmi plăcea foarte mult. Nimeni nu mi-a spus că tu o să vrei să te devii doctor. De la mine, acolo vedeam cum bolnave erau tratați, venea o babă, îi descânta, preotul. Așa era, vă aduceți aminte din copilărie? Da, cam la asta se reducea medicina. Dar eu am spus, domnule, eu m-am auzit că la noi Cernăuțul era aproape atunci. Da. Și că sunt doctori și bolile se tratează, oamenii se operează, de ce să nu facem și noi? Eu zic, trebuie să mă fac doctor, să-i ajut pe oamenii ăștia, nu se poate, dar nu m-a învățat nimeni, să știți, eu am luat hotărârea. Deci n-ați avut un mentor al meu care să, mă refer din copilărie, un om care să vă fi dat acea sclipire. Pur și simplu ați simțit noastră că trebuie să faceți asta, ca să salvați oamenii. Nu să fac, da. Când ați văzut... În liceu nu învățam matematică, am zis... să rezolvi niște probleme, ce ți ajută asta? Dacă faci bine un om, e totul altceva. Și aveam note mici la matematică, adevărat, n-am rămas corejent niciodată. Ținut odată, aveam 4 pe la orar, mă scotea, eu nu prea învățam. Citeam, în schimb, cărți de medicină. Și am zis, domnule, dacă am 4 părinți, ce o să zic că te țin la liceu, acolo tu nu înveți? Da. Și am învățat pentru teză. Nu mi era greu să pricep nici matematica asta. Și când vine cu tezele, se uită, cine a fost în fața ta, cine a fost în spate, cine în dreapta, cine în stânga. Mă știa profesorul că eu la matematică nu prea sunt bun, așa, știți? I-a cercetat pe toți, mi-a pus 10 până la urmă pe la teză. Da, adică pricepeam lucrurile, dar nu-mi plăcea tare. Dar eu ce înțeleg din ce îmi spuneți, că dumneavoastră atunci citeați cărți de medicină. Deja? Din liceu? Da. Încă din liceu. Odată la facultate am fost bolnav. Când am dat în anul 2 examen la bacteriologie. Și țin minte că ce citisem eu, aveam gripă, aveam o stare și n-am putut să învăț. Da. Și m-am prezentat cu ce știam eu din liceu. Și am luat nota 9, n-am luat 10, dar 9 am luat cu ce știam eu dinainte. Da. Așa că cui îi place și cine vrea,
banii îi cheltuiam, mă duceam la librărie, pe mine mă lăsa la raft să-mi aleg cărți, cărți sanitare, traduse din rusește, dar toate erau bune, că și rușii au sovități, au avut oameni. Și au și acum oameni. E o țară foarte mare. Când într-o țară atât de mare, sigur că există și sovități. Și țin minte, odată am ținut o lucrare despre laserul în neurochirurgie la IFA. Da, la institutul. Da. Și când am terminat lucrarea respectivă, poate că vine un domn la mine și îmi vorbește, nu vrei să colaborăm în continuare și noi, uite, mi-a plăcut lucrarea ta. Păi eu zic, da, nu, n-am știut cine, vine repede. Domnule, ăsta a luat premiul Nobel în laser, era domnul Artușencu. Da, vedeți? Și acum să nu. Da, nu, da, am colaborat cu el, am făcut o lucrare, e publicată și... Și mă gândeam... Domnule doctor, vă urmăresc așa și mă gândeam acum dacă dumneavoastră în copilărie ați fi prevăzut vreodată că veți ajunge un geniu în lume, unul dintre cei 500, dar așa am citit că sunteți printre cei 500 de oameni marcanți ai lumii, un geniu. V-ați gândit vreodată că acel copil plecat de undeva din Botoșan, nu? Din Botoșan. Va ajunge să cucerească o lume întreagă. Deci vorbă, doamne. O lume întreagă. De la câmp, de acolo, de la prășit, de la asta, nici nu m-am gândit vreodată. Dar primul impuls, când am terminat liceul, eu știam, citisem tot foarte multă anatomie, și trebuia să ai o adeverință dacă vroiai să te duci la facultate, la ce facultate? Și secretarul îți dădea o adeverință că puteai să te prezinți. Eu mă duc acolo, tu unde vrei să te duci? La medicină. Tu la medicină, uite toți colegii tăi care au numai note de 10, să duc la medicină. Tu... Așa v-a spus? Da. Zic, domnule secretar, dați-mi și mie o adeverință. Și, da. Până la urmă mi-a dat. Am dus la Iași, am dat examen, m-am dus la piață, cum n-aveam bani, taică mă mi-a dat bani de tren și ceva în plus, dar foarte puțin. Da. Mâncam meri, cumpăream meri, erau de un leu jumate, erau de un leu și de 75 de bani. Eu luam de 75 de bani, chiar să vă limitați la ce? Proțigan că vine la mine și îmi cere bani. Da. Zic, tu nu vezi, de unde să-ți dau eu bani? Uite, mănânc și eu meri de n-asta, n-am. Dumneata, o să ajungi eu mare, să știi. Așa v-a zis și dumneavoastră v-a rămas impregnat în minte ce a zis acea femeie la vremea aia. Așa mi-a zis și a plecat țiganca, Da. Și uite, ca să vedeți ce destin și ce soartă. Și revenind la examen, am dat examen la medicină, n-am mai stat, mă mai duceam noaptea, mai la descărca vagoane, mai făceam câte un leu, două, puțin bani pentru mâncare și da. Și ați luat examenul, v-ați întors, ați fost singurul care ați luat din singur, cei care ați obținut adeverința aceea. Mi-a scris un coleg de-al meu, Leone, tu ai luat singur la medicină, toți aia cu 10 au picat. Ca să vedeți. Erau fii de profesor, fii nu știu păi ce. Păi aveau 10. Dar eu ce-am știut, m-am dus acolo. Mă gândeam acum... Atunci m-a bucurat foarte mult și am prins încredere și Deci ai nevoie de un impuls de genul ăsta ca să ai încredere. Dacă nu ai și o dovadă care să te propulseze, Și ce mi-a atras atenția, printre altele, în documentarea mea pe care am făcut-o și m-am pregătit să zic așa pentru emisiune, cu toate că cred că este cea mai grea emisiune pe care o fac, dar în egală măsură cea mai, cum să spun, de suflet și... Sunt așa de bucuroasă că ați acceptat invitația, încât cred că toate întrebările pe care mi le-am pregătit s-au și dus, așa s-au spulberat, pentru că se vor naște întrebările mele din povestea dumneavoastră. Dar totuși vreau să vă citesc ceva. Da. Spuneați la un moment dat, sunt cel mai sărac medic din lume, dar în egală măsură cel mai bogat sufletește. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face tot ce am făcut până acum. Și a mai fost ceva ce am văzut, o fotografie cu dumneavoastră pe Facebook,
pusă de Academia Cațavencu în metrou, da, care a adunat, mă rog, la vremea aia, când s-a făcut din start 84.000 de like-uri, vreo 63.000 de share-uri, câte n-or fi azi, cred că foarte multe, și mi-am adus aminte că acea fotografie, inclusiv eu, acum vreo câțiva ani, am preluat-o, am pus-o pe Facebook și am rămas șocată să văd a doua zi că erau mii de like-uri și de share-uri cu sutele. Și zic, Doamne, Dumnezeule, cum a fost viața dumneavoastră? Pentru că, într-adevăr, v-ați dedicat toată viața meseriei, spitalului și pacienților. Aveți o poveste frumoasă despre demnitate, pasiune și modestie. Cum ați putut să îmbinați toate aceste elemente esențiale pe care un om trebuie să le aibă ca să ajungă și să aibă succesul dumneavoastră în viață? Fără niciun efort. Mi-a plăcut. Am făcut tot ce mi-a plăcut mie. Dacă vreți, numai să vă spun două cuvinte despre Einstein. Părinți? Spuneți-mi. Einstein, văzând că vorbește mai greu la începutul copilăriei, în sfârșit se temea că e subdezvoltat mental. Dar l-a dat la colegiu și în timp ce era la colegiu, taică-su s-a dus la director și a întrebat: domnule, ce crezi că, ce meserie ar putea face? Domnule, nu te supăra, copilul tău nu cred că o să poată face vreo meserie vreodată. Și, în sfârșit, a terminat colegiul, pe urmă a dat examen la Institutul Politehnic de la Zurich și când a dat examen, a picat. De pe a doua oară a luat examenul cu mare greutate, pe urmă, după ce a terminat, a căutat un post de profesor pe la gimnaziu, pe asta nu l-a primit nimeni. Și asta vreau să spun. Unde a ajuns? El a făcut ce a vrut el, ce îi plăcea. Exact. Da, și e un exemplu, în sfârșit, așa, foarte concludent, că uite, niciodată să nu judici copiii, cei care au copii după perioada, lasă-i pe copii să facă, unii vor noi, ori fac medic, altul fac muzician, altul, lasă copilul să decide el, să fie ce vrea el. Asta e un aviz părinților, uite, să ascult. Să asculte mesajul unui înțelept, unui om înțelept, așa este, să iubești ceea ce faci, nu? Să iubești ceea ce îți place să faci. Da, dacă vrei să rămâi cunoscut în sfârșit și după ce mor, trebuie să scrii ceva care merită citit sau să faci ceva care merită să fie scris. Știi ce mi-a tras atenția, domnule doctor? Și m-a și impresionat pe de altă parte. Ați ajuns în spitalul de neurochirurgie și l-ați avut profesor pe domnul Constantin Arseni. A fost mentorul dumneavoastră. Da, da. Dar în egală măsură, de ce omul acesta totuși, atunci când descoperi o eminență, o minte strălucită, nu investești în el? Dumneavoastră ați avut puțin și de suferit, am înțeles, din tot ce am citit și m-am documentat. Cred că nimeni nu vrea să fie depășit. Eu așa mi-am explicat. Da. Eu, dacă nu mi-a plăcut neurochirurgia pe care o făcea el, și-am zis, eu trebuie să mă duc în străinătate, că citeam în reviste că mortalitatea este 4%, la noi era, am bătut prin fracții în arhivă, că el nu dădea cheia, noaptea m-am dus. Eram și eu mai tânăr, am făcut curte pe la secretară și mi-a dat cheia noaptea și dimineața i-am dat-o. Profesorul lua cheia dimineața, să nu, da. Și am numărat dosar cu dosar, că poate cineva să-mi spună, a, de unde știi tu cu mortalitatea? Da, și acum statistica făcută, 50-60% mureau. Eu de la 50-60% la 4% e o diferență mare. Eu trebuie să mă duc în America să văd cum se operează acolo. Dar cum orizontul dumneavoastră a fost din start acesta de a merge în străinătate să vă însușiți, practic vorbind, nu? Să operați acolo ca să nu numai cercetare. Ce ați făcut în America când v-ați dus? Doamne, bursa era pe cercetare. Nu știu ce curaj am avut și atunci, că m-am dus la Washington, mi-a dat $700, eu nu văzusem până atunci $700, și a zis, te duci, iai
trenul, te duci la New York și duminică dimineață, luni dimineață te întâlnești cu profesorul Flem în holul facultății First Avenue, First University. Da. Și am ieșit, unde mă duc? Am luat metrou, dar n-am știut că acolo trebuie să plătești până la sfârșit, că trebuia să știi dinainte. Când să ies, mi-a pus bara, nu m-a lăsat să ies. L-am chemat pe cineva. Da, mai ai de plătit încă, nu știu cât, 70 de cenți. I-am pus acolo, m-a arătat el și m-am dus, am luat avionul, m-am dus la hotel unde mi-a dat aia loc de hotel și, în sfârșit, luni dimineață, la ora cutare, m-am întâlnit cu profesorul Flem. Asta vreau să spun. Bursa era pe toate bursele pe cercetare. Nimeni n-are interes să promoveze oameni din străinătate. Așa că eu m-am dus într-o cameră de cercetare, arătam o pisică cu un mic colab, îi făcuse o laminectomie de spinare. Eu am stat acolo și am spus, domnule profesor, eu am venit aici să învăț neurochirurgie. Eu nu pot să fac cercetare în țară la noi. Noi suntem o țară săracă. Oh, nu se poate, dacă bursa așa, nu mă interesează. Domnule, lăsați-mă să fac neurochirurgie. Bine, fă-i o lună de zile, du-te la neurochirurgie și nu vii înapoi la cercetare. M-am dus la neurochirurgie, un profesor foarte de treabă, Ransohoff, și am făcut o lună de zile, după o lună. Zic, profesor, mai lăsați-mă o lună. Da. M-a mai lăsat, profesorul îi plăcea, că îmi plăcea cum operează, era da, foarte bun. Da. Pe urmă, încă după o lună, profesor, lăsați-mă să stau tot timpul aici la neurochirurgie. Da, dar eu n-am bani, cum să te plătesc? Cum să te plătesc? Îți iau bursa, dacă tu pleci de la cercetare, nu-ți mai dau bani, nu te plătește nimeni. Și atunci se gândește el, stai, pune picioarele pe masă, cum fac așa americane, ia telefonul și vorbește cu cineva. Dom'le, i-a spus, am și eu pe cineva aici care vrea să facă neurochirurgie, n-am putea să-i dăm niște bani, cam $1,000 pe lună. Ai spus, cum să nu, domnule? Era primarul New York-ului. Primarul New York-ului. Da, la atâtea miliarde de cât în vârf de primarul New York-ului. Da, domnule, cum să nu? Și așa am rămas tot timpul. Ei, la colegi au făcut cercetare. Cum s-au dus, așa au venit. Da. Și dumneavoastră, experiența... Dar ce curaj am avut, mă gândesc acum. Da. Eu de la Dărăbani venit de la acolo să mă cert eu cu profesorul de acolo că nu vreau să fac cercetare. Ce frumos. Am avut mare curaj. Da. Tot timpul am avut curaj. Și la liceu, când am făcut mama, când am dat și la facultate. Și, dar am reușit de fiecare dată. N-am dat kicks niciodată. Da. În ce zodie sunteți, domnule doctor? Nu știu dacă... În ce zodie sunteți? Zodie, în ce lună sunteți născut? Rac. Sunteți rac. Rac. Sunteți născut? Da, născut 3 iulie. În 3 iulie. Da. În 3 iulie, uite, a fost ziua dumneavoastră de naștere, acum câteva luni de zile. Eu vă spun oricum la mulți ani și să trăiți mulți ani alături de noi, așa, pentru că e o binecuvântare să avem așa oameni ca dumneavoastră. Revenind, ați întors din America, ce a zis profesorul Arsenii când ați venit? Eu i-am adus o sticlă de whisky și niște cafea, m-a dus la el, îi le dau și m-a înjurat. Eu ți-am dat voie, că și el a iscălit, că mi-a dat tovarășa, trebuia pentru o plecare în America la vremea respectivă. Tovarășa, la cine vă referiți? La doamna Ceaușescu. Ceaușescu. Așa era pe atunci, dar aveai de la ea. Dar și cu avizul profesorului, cu avizul sindicatului, cu avizul secretarului de partid, multe avize trebuia să iai. Și mă duc la profesor, îi dau asta, m-a jurat. Eu te-am trimis acolo ca să rămâi acolo, nu? De fapt, clar, ăsta e scopul, da. Așa că, în sfârșit... Și ce-a făcut? V-a trimis... Când v-a trimis în raza spitalului, în partea... Sau comunarii pe cealaltă spitalului? După ce am venit, secția, când, toți... ăștia de la Comitetul Central, de la... de la minister, veneau, îi spunea lui Arsenie, domnule, dar luați-l în operație și pe doctorul Dănăilă. I-a spus 1, 2, 10 și că las că scap eu de el. Și mi-a spus sororile alea că îi spunea, eu scap de el, îl trimit în clădirea aia. Domnule, era o clădire dezafectată, cu cugindați, fără masă de operație, fără nimic. Dar eu știind mai înainte că are de gând să mă trimită, eu am vorbit
era ITM-ul, Institutul de Tehnică Medicală, vis-a-vis. M-am dus cu bani de muzdare, am luat masă de operație, m-am luat instrumente. Banii dumneavoastră? Banii mei, da. Și el a spus, o să operez el acolo când o să zboare bivolul deasupra clădirii. Ce urât. Și luni dimineață spun, tu te duci acolo, uite, eu vreau să te promovez, să devii acolo șef de secție. Într-adevăr, am devenit, că era lui, nu mai era nimeni acolo. Ne-am reparat, am mai făcut eu ce-am putut pe acolo și... În sfârșit, a doua zi am început să operez. Așa că am început să operez și toți veneau la mine la operație. Toate sovietățile, toți de pe la politici, toți veneau la mine. Pe urmă, după 3 ani de zile, a făcut cereri la minister să mă chemi înapoi acolo. Când el îmi dă 2 locuri la etajul 2-2 să mă desfințeze ca să fie secție și să da. Și mă duc la minister. Doamne, uite, mi-a spus profesorul că trebuie să plec, nu știu ce. Dar la minister, surpriza mea, am vorbit cu un secretar de stat. Da. A spus, nu, vezi-ți de treabă că rămâi acolo. Doamne, a fost o enigmă pentru mine. Da. Dar după Revoluție a venit o doamnă și îmi spune, dumneata, știi cine sunt eu? Nu știu, doamne, la mine mic de oameni vin. Da. Eu sunt fiica fostului prim-ministru pe timpul lui Ceaușescu. Și dumneavoastră m-ați operat de un anevrism cerebral. Eu era foarte bine. Da. Și tatăl meu, dacă era prim-ministru, a auzit că Arsenie vrea să te mute în clădirea înapoi, să-ți ia șefia de secție și nu știu ce. Și i-a spus ministrului sănătății, nu te atingi de omul ăsta. Așa s-a protejat, mi-a spus doamna respectivă, m-am bucurat, că nu știam totuși. Doamne, ce protejat a fost așa de destin și soartă. Dar spuneți-mi, s-a diminuat numărul, mortalitatea, cum era de la, cum spuneați, 50%? Da, la cazuri 4%, ajungeau sigur că la 4%, deci dumneavoastră ați adus tehnica și procedura cu microscopul din America. Da. Și eu îi luasă toată clientela. Și... Dar chiar așa se opera cu mâna, cu degetul, cum spuneați dumneavoastră, așa făcea domnul Sun. Așa era tehnica atunci. Așa era atunci. Eu nu l-a acuz. El a făcut pentru neurochirurgie totuși ceva. A introdus anestezia, a făcut niște lucruri. Nu pot să... Dacă tehnica așa era, el nu știa nicio limbă străină și nici n-a plecat în străinătate să învețe ceva. Da. Așa că eu am făcut ce am știut, eu tot mi-a mers bine și a ieșit din punctul ăsta de vedere. Și pe urmă a apărut după Revoluție, a venit pe 3 ianuarie, toți s-au făcut niște rapoarte, l-au... Nu l-au înjurat, dar au vorbit de rău de el, că v-ați purtat cu toată lumea rău, v-ați purtat așa, trebuie să plecați de aici. Și într-adevăr, eu l-am luat cuvântul, nu l-am... Da. Păi, dumneavoastră, oricum a fost și un mentor, în ciuda faptului că s-a purtat urât, a fost mentorul dumneavoastră. Nu, n-a spus nimic, dar a plecat și n-a mai venit de atunci. Așa a părăsit secția cu huiduieli din partea colegilor. Da. Cu toți s-a purtat urât, dar eu nu. Am avut în vedere că a făcut și lucruri bune. Și clădirea aia, el îl consultase pe doamna Ceaușescu atunci, la vremea respectivă, și care a avut un accident, dar minor. Nu. Da. S-a dus, a văzut-o și a zis, n-are nici pe dracu. Și lui Ceaușescu i-a plăcut figura. Da, a plecat, pe urmă a făcut un partid, FDUS-ul, l-a promovat și a făcut clădirea respectivă. Am înțeles. Da, a făcut totuși. Dar spuneți-mi, totuși aveți cam 60 de ani de profesie. Am făcut calculul bine, domnule doctor? Da. Și ați operat peste 40.000 de creiere, de oameni. Oameni. 300, da. Cât? 40.000? Cât? Și 300. Și 300. Da. Doctor, și astăzi dumneavoastră sunteți prezent zi de zi în spital și operați. Merg acum pe 88 de ani. Mulțumesc. Da, și operez, sigur că operez, am atâta experiență. Meseria rămâne meserie totuși. Scriu public.
Cercetarea totuși a rămas cercetare cu bani de buzunar, că nu-ți dă nimeni, nici acum nu. Da, dar cercetarea nu este plătită. Da, da. Poți să muncești, dacă nu vrei să faci cercetare, vă arăt acum lucrările mele, cum sunt citate din străinătate, de americani, de turci. Știu. Așa că nu e o cercetare, da. Spun că am făcut cercetare. O cercetare benefică, adică, o cercetare... Păi dacă sunteți curtat de academicieni din lumea întreagă și de... Nu? Din și vin la consultații și acum, da, vin, primesc scrisori și studenți și vin, m-au chemat la Timișoara, m-au chemat la Târgu Mureș, m-au chemat în multe părți la... Eu dacă am făcut și facultatea de psihologie, mă cheamă și facultatea de psihologie, eu când m-am dus la neurochirurgie, toți examinau, are paralizie, are nu știu ce, dar eu am întrebat, domnule, dar omul are judecată, raționament, sentimente, asta de ce nu le treceți? Și m-am dus la Arsenie și i-am spus, domnule, eu vreau să fac și psihologie. Și da, mi-a aprobat. Doamne, dar trebuie să cere acordul pentru tot. Tot trebuie să cere acordul. Așa era pe vremea, la vremea aceea, să ceri acordul ca să fac și facultatea de psihologie? Da, da, trebuia să... Da. Așa era atunci. Și eu am făcut și facultatea cot la cot cu studenții, mergeam la lucrări practice, la diferite școli, țineam și eu lecții. Cum făceau ei? N-am ieșit din programul lor. Da. Povestiți și mă gândeam așa, domnule doctor, poate se uită sau nu știu, dacă se pot inspira, dar ar trebui să se inspire acei oameni care vor să facă un film, un film despre viața unui om special, un geniu. Domnule academician, profesor, doctor Leon Dănăilă, asta sunteți. Ce povestiți dumneavoastră e un scenariu de film. Am scris americanul un volum cu genii ale secolului 21. Da. Păi da, să ziceam. Genii ale secolului, m-am trecut și pe mine. Și sunteți da. Cei 500, da, așa. Da, ai noștri, nu. De ce oare te cunosc mai mult cei din afara țării decât... Da. Invidia și știți dumneavoastră, invidia profesională. Dar pe stradă, cum se întâmplă? Mergeți pe stradă, oamenii vă observă. Cum sunteți privit așa? Cum vă simțiți când sunteți oprit pe stradă și vă recunosc oamenii? Toată lumea. Vin cu taxi, unii cum nici este? Nu-mi iau bani, unii să le fac poze, unii... Vai de mine, că toată lumea mă iubește. Nu numai din cauza asta. Eu am scris pe ușe consultații și operații gratuite. Mă întreabă, da, cât mă costă? Uite, citește pe ușă. Da, rămân foarte impresionați, plăcuți. Da. Nu le iau niciun bani. Eu nu fac avere pe suferința oamenilor. Dar așa totuși, am citit undeva, ați avut mare încredere, a salvat o viață și ați avut încredere într-un om pe care i-ați dat cheile, s-a dus acasă, a zis, știu că nu luați bani, dar ce să fac pentru dumneavoastră? Eu sunt zugrav sau ce era? Povestea. Vreau să o aprește spectatorii noștri. Chiar mi-a plăcut pentru că m-a pus pe gânduri ce s-a întâmplat în final și cum oamenii... în cutiuța aceea dumneavoastră s-a găsit un bilețel unde dumneavoastră spuneați ceva. Da. Cum a fost povestea asta? Nu ai încredere în oameni. Așa este, cum am spus. Știți, într-o dimineață am venit la spital, un om plângea pe sală. Ce ai, omule? Ce se întâmplă? Da. Păi, eu cum vin dimineață, așa, la ce 5 veneam, acum la 6. La 6, da. Tot de vreme. Plângea acolo, uite, am fost la profesor și mi-a spus că soția mea nu mai are nicio șansă, va muri. Și eu am copii, am și eu meserie, sunt nenorocit. Și atunci i-am spus, să adu-o la mine, domnule, să vedem, chiar așa. I-am tratat-o, nu știu ce, și domnul s-a pus în genunchi, ce să fac pentru dumneavoastră, nu știu ce. Eu sunt zugrav, dar m-am zis, bani nu-mi trebuie, nu iau nimic, dar eu sunt să vă zugrăvesc, aveți o casă, o vilă, probabil. Și nu, domnule, eu stau la mansardă, la un bloc, mai plouă din când în când de acolo, dar dacă vrei să-mi repar, cum? Eu am dat cheia, s-a dus, s-a reparat și a spus la urmă, lângă tocul ușii, uite, am cutia asta, te rog, pune-o acolo, dar să nu se cunoască. Păi cum să cunoască, domnule doctor? Eu sunt meseriaș bun. Și a făcut așa. Și după câteva zile, la ușă, mă trezesc cu poliția, securitatea.
Zic, domnule, domnule, ta, ai aur, ai. Era atunci dacă aveai dolari sau aur sau ceva. Și n-am, domnule, eu, uite, am niște cărți aici, am o masă și o sofa pe care dorm, știi? Băteau pe la pereți, știi, știau sigur, dar s-au făcut că s-a dus direct acolo, unde era cutia până la urmă. Desface, ăla, uite, noi am venit cu unul care are cătușele. Dacă recunoști, nu spunem cătușele, te iertăm pe jumate din ăla. Dacă nu, vină tău cu cătușele, te rog, pune-i cătușele. Dar ăla spune, da, să vedem ce e în cutie. Da. Desface cutia cu deoranga și găsește biletul și așa, scăpat. Și în bilet scria? Ce scria în bilet? Ce a scris în biletul acela? Să nu ai încredere în oameni. Să nu ai încredere El în oameni. S-a pus în genunchi, a spus, dumneata, ești Dumnezeul meu, dumneata, vai, cum să... Și i-a spus, domnule, nu spui la nimeni, nu ai de mine. Dar aceeași senzație o aveți și acum? Putem, oamenii sunt... poți să ai încredere în cineva astăzi, cu adevărat? Oamenii sunt diferiți, totuși, sunt diferiți, dar totuși, majoritatea, mai ales atunci, pe timpul comunismului, știți, cine știe ce i-o fi promis sau în sfârșit. Sau poate a fost amenințat, cum era urmărit. Dar spuneți-mi, în 1989 vi s-a propus să fiți ministrul sănătății? Sau a venit un securist după Revoluție. Domnule doctor, eu sunt ăla care am venit să fiți ministrul sănătății. N-am vrut funcții din asta. Știam că la Ministerul Sănătății nu poți să faci nimic. Nu e bani, nici acum nu sunt. Noi suntem ultimii din Europa cu venitul din PIB cel mai mic pentru Ministerul Sănătății. Așa că eu am refuzat. Ce să mă duc acolo? Eu văd de meserie. Eu operez. Dumneavoastră ați refuzat, dar v-ați vândut casa. Ce ați făcut? Deci, m-a impresionat profund. Eu am scris, vreo 57 de cărți. Dar am scris una mai dezvoltată, așa, sistemul venos cerebral. Eu când am venit la neurochirurgie, profesorul Arsenie, asta e vena, asta o coagulă, n-are nicio importă, asta e vena, oamenii rămâneau paralizați și eu de 40 de ani am adunat material despre sistemul venos cerebral. Și până la urmă am scris o carte, mai ales că a venit într-o zi un japonez, unul Hakuba. Și mi-a oferit o carte cu sistemul venos. Dar în cartea respectivă erau niște articole scrise, un articol despre scris de unul, de altul, nu avea o concepție și nici ceva sintetic despre importanța sistemului venos cerebral. Și atunci, adunând materialul ăsta de vreo 40 de ani, m-am apucat și am scris vreo 10 ani la carte. Are 1000 de pagini aproape. 10? Dar e gata acum? Și a spus, domnule, eu mi-am mai luat un interviu de la un ziar, eu trebuie să vând cartea, casa, că n-am. La asta vă referiți. Casa. Da. Am vândut casa, nu știu, m-am publicat cartea, deci am primit... Deci ați vândut casă ca să publicați cartea. Am primit telefoane din New York, din Germania și din Irlanda, niște echipe de oameni români. Și a zis că îmi plătesc ei când au auzit că ziarele astea probabil circulă. Da. Și au zis, domnule, vrem să-ți plătim noi. Zic, mie nu-mi dați niciun bani. Dați la editură, dacă vreți. Da. Eu nu primesc niciun leu. Că pe urmă știu eu cum să întorc lucrurile. Nu primesc niciun bani. Și au dat la editură. Probabil din New York, dar nu mi-au spus ăștia de la editură cât și ce bani au luat. Da. Cartea a apărut, e 1000 de pagini scris în limba engleză. Toate se vând pe Amazon. Am cărți care dacă controlești pe Amazon, o să vă controlați. Da, dacă mă uit, dacă intru... Eu am văzut, pentru că vă spun, am CV-ul dumneavoastră aici, dar e kilometric. Nici vreau să povestiți dumneavoastră, nu vreau să citesc eu ce am putut să văd, pentru că ați primit de-a lungul vieții premii. Deci, într-un fel sau altul, ați fost recunoașterea a venit, e adevărat, mai mult pe plan internațional, s-au adaptat și românii din mers, nu? Dar foarte multe distincții, foarte multe premii. Cum premii mai mult de străinătate și de aici am primit câteva ceva. Da, bucăți de hârtie, știți? Da, care da, nu costă mai mult nimeni de 5 înțeles, lei. Nimeni n-a înțeles, de fapt, mesajul transmis de dumneavoastră, că, de fapt, ce doriți dumneavoastră, bineînțeles, pe lângă harul pe care îl aveți, acesta de a opera și de a salva vieți, dar și investiția în spitale, da, în tot ce aveți nevoie, în cercetare, în aparatură. Asta, de fapt,
asta a fost esența, dumneavoastră asta ați vrut. Și de asta... anul trecut am dat 50 de mii pentru un aparat. Doamne. Să știți. Și a mai primit cineva la o emisiune de televiziune, o doamnă mi-a dat 10 sau 11 mii de euro, acum vreo câțiva ani în urmă. Da. Doamnă, i-am spus de atunci, eu nu primesc niciun ban. Dați pentru spital, să luăm bani pentru bolnavi, să-i ajutăm pe oameni. Da. Așa am făcut. Mi-a dat bani, i-am dat managerului, știi că tot ei care e manager. Și așa au cumpărat... Și-a cumpărat instrumente, da. Instrumente. Da, sunteți o minune. L-am, o minune a lumii. L-am făcut avere pe... De cum a fost viața dumneavoastră așa? În paralel ați putut să aveți, poți să le ai pe toate, domnule doctor Leon Dănăilă? Adică să ai și o viață personală, normală, nu știu cum să spun. Dumneavoastră v-ați dedicat în primul rând profesiei. Asta a fost ceea ce v-a ocupat tot timpul. Mi-a plăcut foarte mult. Să faceți zic, față și... Am făcut, la început, când am venit la neurochirurgie, până la 29 de gărzi pe lună. Practic am făcut o socoteală... 29 de gărzi pe lună? Zi și noapte, 29 de zile, stăteam în spital. 600 și nu știu câte ore. Păi și soția dumneavoastră ce mai e? Vă aștepta acasă și ce zicea? Ați avut timp așa și de soția dumneavoastră. Cum a fost soția personală? În perioada respectivă, soția mea a fost la Dărbănești, că eu acolo m-am căsătorit, era farmacistă și ea era acolo, eu eram singur, practic. Și stăteam în spital, mi-e inconvenea, dar și după aia am făcut gărzi. Și în gărzi am învățat foarte mult, în gărzi învață foarte mult. Da, aia mai în vârstă, operează tu, du-te tu. Eu de-abia așteptam. Eram prezent când venea o urgență, imediat mă duceam și operam. Colegi de-ai mei, care îi povesteam că a venit un student care vrea să mă urmeze astăzi. Îi spunea, tot știam că eu operez totuși bine și au lăsat la camera de gardă un afiș. Dacă suferim un accident și trebuie să fim operați, să fim operați de doctorul Dănăilă. Doamne! Nu vă spun povești, vă spun. Da, dar știu că sunt realități. Colegii ai mei, din viața dumneavoastră. Da. Adică eu când am venit la neurochirurgie în 74... În 74 ajung la neurochirurgie. În 74. 74, aveam un an. Am operat pe primul ministru. Domnule doctor, aveam și un an atunci. În 74 aveam un anișor, mă născuse în 73. Vedeți ce... Arsenie totuși îmi recunoștea că m-a luat pe mine în operație. Eu eram de abia venit, n-aveam mult în 74, m-a luat pe mine în operație și am stat cu Chimir, care era primul ministru al lui Chimir Sen, că Ceaușescu cu Chimir Sen era foarte bun prieten, și m-a luat, am stat, eu am rămas zi și noapte acolo la Elias, acolo l-am operat, a ieșit bine. Da, Doamne. Spuneți-mi, ce sfat ați da unui tânăr care vrea să facă medicină astăzi? Ce sfat i-ați da unui tânăr? Să facă ce îi place. Medicina e foarte largă, are o mulțime de specialități și să facă din medicină ce îi place. Mie mi-a plăcut chirurgia și când eram student, m-am dus la profesor, domnule, luați-mă și pe mine în operație, noaptea gărzi, să mă luați și pe mine. Da, dar nu avem cameră. Eram tânăr, aveam o forță, Stă, eu dorm pe bancă, pe sală și cum apărea o urgență, mă duceam și eu în operație, A scris mult. Trebuie să fii și rezistent. Eu așa am zis. Da? Nu numai deștept. Adică să fii și rezistent, să ai rezistență. Și să-și dori. Adică, vedeți, dumneavoastră ați avut, este clar că pasiunea a fost... Pe primul loc. Că dacă n-ai pasiune, nu te trage nimic să stau, să mă chinuiesc, să vând tot, să stau la ușă, să dorm și pe canapea, dacă s-ar putea acolo. Sigur. Păi, dar câți oameni se nasc care să aibă toate acestea atribute? Sigur că
Creierul ăsta e foarte diferit de la naștere, oamenii se nasc cu creier. Spuneți-ne să audă telespectatorii noștri. Cum este povestea asta a creierului? Cum se întâmplă unii să fie mai deștepți, alții mai proști? E o substanță foarte complicată. Creierul ăsta, dacă e să divizăm așa, are pe orizontală hemisferul drept și hemisferul stâng, el este foarte divers ca funcționalitate. Hemisferul stâng e cu vorbirea, cu activitatea abstractizare, generalizare, analiză, sinteză, tot ce e legat de vorbire, iar hemisferul drept e în legătură mai mult cu activitatea vizuală, holistică, cu activitatea muzicală, cu prozodia, adică melodicitatea vorbirii. Un om care are hemisferul drept bolnav, el vorbește foarte uniform, așa. Oamenii care apar în fața dumneavoastră, îi puteți imediat citi? Aproximativ, că dacă am făcut și facultatea de psihologie, acolo au făcut niște teste, am făcut și psihodiagnostic și multe. Ce diagnostic mi-a spus între ghimele? Oameni din ăștia foarte patologici la mine, dacă îi primesc pe toți, nu le iau niciun ban, vin fel de fel, cu fel de fel de boli. Da. Și neneurologici și neneurochirurgicale și cu pretenții. Eu vorbesc foarte frumos cu ei, le explic că nu e de domeniul meu, îi trimit unde trebuie, da. Dar oamenii, pe lângă faptul că, bineînțeles, sunt vindecați fizic pentru că îi operați, se fac bine, dar dumneavoastră le dați și latura psihologică, exact ce spuneați. Îi aduceți la viață, cred că 50% din vindecarea unui om e posibil să fie latura asta psihologică, nu? Spiritul să fie încrezător, pozitiv. Da, trebuie să vorbești cu omul, trebuie să pui mâna pe el, să-i explici, să ai răbdare. Dar dumneavoastră putea să vorbiți cu toții pacienții din saloane? Da, trebuie. Nu treci așa, asta e de operat, asta cum fac unii. Oamenii nu au încredere că corpul ăsta omenesc e format din două părți, soma, corpul respectiv, și partea spirituală, care e partea psihologică, partea mentală, partea emoțională, partea sentimentelor, o complexitate de funcții are creierul ăsta, partea care ține de creier. Da. Iar activitatea somatică este dirijată de creier. Creierul dirigează tot. Corpul se supune creierului. Omul este, îl poți așa categorisi după activitatea cerebrală, fiindcă asta dirigează tot. Dar totuși și activitatea somatică și îmbolnăvirea părții somatice are influență asupra psihicului, asupra stării sufletești a omului respectiv. Există un biofeedback, o legătură inversă dintre creier, și nu lucrează unul separat sau față de celălalt. Nu, da. Creierul, cum se învață în școală, creierul învețe anatomia creierului separat față de corp. El are legătură cu tot, toată activitatea corpului. Există un centru. În afară de diviziunea asta pe care v-am spus-o eu pe orizontală, mai există o diviziune pe verticală. Există creierul, trunchiul cerebral și mezencefalul, care este numit și creier reptilian, care se ocupă numai de funcțiile vitale, de reproducere, de hrană și apărare. Da. Creierul mai sus situat este creierul limbic, care este format din hipotalamus și o parte din centri, care dirigează din punct de vedere așa neurologic, dar și din punct de vedere hormonal, toată activitatea corpului. Și se spune că hipotalamusul este creierul creierului. El are influență prin activitatea aceasta de neurotransmițători pe care îi are și de neuromodulatori, se
facă ca individul respectiv să acționeze într-un anumit fel față de anumite situații. Da. Și cortexul cerebral, în sfârșit, care e substanța cea mai evoluată, casca gândirii, cum se spune, aceasta, în sfârșit, dirigează totul. Partea subcorticală este partea subconștientă, care în vis, în asta, dar care își spune cuvântul în foarte multe situații. Există endorfinele, doamnă, care sunt niște morfine care noi le avem în organism. Unii suportă durerea mai mult, alții suportă mai puțin, datorită acestor endorfine pe care individul le are și le eliberează atunci când are o durere, fie sufletească, fie fizică, fie ca să-și rezolve anumite situații. Și atunci, endorfinele acestea sunt eliberate, dar nu toți au o cantitate suficientă. Unii suportă mai greu durerea, alții mai puțin. Da. Pe urmă, repararea, eu, dacă vine un om paralizat, și îl operez și se revine. Sau vine un om în comă, gândiți-vă că a avut o tumoră sau a avut ceva cerebral sau o infecție și se vindecă, pleacă de la mine pe picioare. Păi, creierul are niște posibilități de a se auto-apăra și repara. Este neuroplasticitatea, care este la mod acum, se discută, adică intervin după ce îl operez de o hemoragie, în sfârșit, de alte procese expansive intracraniene, creierul poate să-și revină. Cum își revine creierul? Creierul își revine prin trei modalități. Fie că neuroni, o parte din neuroni rămași începe să funcționeze la parametri foarte ridicați, o parte din neuroni care sunt somnolenți, care acționează, ei sunt într-un centru anumit și își revin din activitate, și o parte descoperită prin anii 60, când în creier poate să ne ia naștere alți neuroni, că până atunci se spunea că în creier nu mai au naștere alți neuroni. Da. Și iau naștere în regiunea nucleului dințat din hipocamp și din regiunea paraventriculară. Și cu cât înveți mai mult, cu cât depui efort, această neurogeneză este mai accentuată și devine individul respectiv mai receptiv, mai învățat față de această neuroplasticitate care are loc. Neuroplasticitatea aceasta, posibilitatea de a se vindeca a creierului, se manifestă în anul 2000, unul care a luat premiul Nobel a constatat că aia care învață au celule cu mai multe sinapse și le formează, cu cât învață mai mult, cu atât își formează sinapse. Nu era recunoscut până la vremea respectivă. Problema mai este, repede să vă spun, și un centru al îmbătrânirii. Așa. Că este un centru al îmbătrânirii care nu se manifestă prin îmbătrânirea fizică. El nu, nici vorbă, tot în hipotalamus se află și acest centru al îmbătrânirii se manifestă, apare îmbătrânirea când hormonii sunt diminuați, neurotransmițătorii sunt diminuați și aceștia acționează asupra sistemului endocrin. Hormonii se varsă în curentul sanguin, iar neurotransmițătorii de la un neuron la altul. Și atunci toți conlucrează pentru a repara diferite injurii asupra creierului. Creierul este foarte complicat, foarte complicat. Eu am scris 3 volume de anatomie și fiziologie, care tot pe Amazon se vând. Dar pe înțelesul nostru al oamenilor de rând, care nu percepem termenii tehnici, na, e dificil. Uite, ar merita, eu am citit multe articole pe înțelesul tuturor, cum dumneavoastră scrieți, da? Și efectiv oamenii se autoeducă de multe ori din tot ceea ce spuneți dumneavoastră acolo. Și vă întreb, domnule profesor, ca să avem o minte, un creier sănătos, ce trebuie să facem noi? Noi ce trebuie să facem să fim, să avem o minte sănătoasă? Să nu uităm, să fim receptivi, uite, să-ți vină idei. Este la mod acum această neuroplasticitate. Adică? Neuroplasticitatea, adică posibilitatea creierului de a-și modifica funcția și structura în legătură cu factori fizici sau cu factori psihici. Adică și un factor, un om care este stresat toată ziua sau lucrează într-un mediu stresant, are
și imunitatea scăzută. Stresul scade, mărește cortizon, cantitatea de cortizon, cantitatea de ACTH, care duc la diminuarea imunității organismului. De-aia unii se îmbolnăvesc și unii nu se îmbolnăvesc, care vin în contact cu... Da. Să luăm gripa asta cu COVID-ul ăsta. Da. Unii se îmbolnăvesc, dar unii nu se îmbolnăvesc, chiar dacă vin în contact. Datorită acestor posibilități ale creierului de a reacționa într-un anumit fel și de a mări imunitatea și endorfinele de pe care am amintit mai înainte, substanțele acestea care se aseamănă cu morfina, pe care le avem în organism, unii le au în cantitate mai mare și unii în cantitate mai mică, care diminuă durerea și măresc imunitatea, dar... Acum nimeni nu poate să le dozeze chiar la fiecare să știe despre ce. Totuși, ce trebuie să facem noi să prevenim accidente vasculare, nu știu, infarct, toate lucrurile astea? Ca să avem un creier foarte funcțional, să avem un creier sănătos, trebuie să ținem cont de mai mulți factori. Așa. Chiar vreau să știu. Da. Factori alimentari sunt foarte importanți. De exemplu, dacă mănâncă, consumă carne de pește, ulei de pește, carne cu omega 3, omega 6, prin magazine se găsește, se scrie pe unele. Da. Au un rol foarte important pentru menținerea acestei funcționalități normale a creierului. Educația fizică, exercițiile fizice, un alt factor foarte important pentru menținerea sănătății creierului, o faci cu picioarele sau cu mâinile, dar biofeedback-ul ăla de care am amintit mai înainte are efect benefic și asupra creierului. Și creierul duce o activitate foarte benefică. Da. Muzica, un alt factor foarte important. Cei care ascultă muzică s-a constatat că au sinapse mai multe și posibilități de învățare mai multă. Da. Somnul, un alt factor. Somnul, dacă nu este făcut, nu dormi cel puțin 6 ore pe noapte, atunci creierul se îmbolnăvește și are un rol foarte important. Bine, deci factorii aceștia... Somnul ăsta să fie permanent, așa, uite, mă dau exemplu pe mine, în ultima perioadă, pentru că am foarte multe de făcut, cam 3 ore pe noapte, dar cred că se întâmplă asta de câteva săptămâni. Bine, da, bine. Trebuie măcar 6 ore, minimum 6 ore. Da. Așa scrie la carte după experiențele care le-au făcut unii și pe animale și pe... Da, pentru că efectele în timp se pot duce și te trezești cu o problemă gravă. Da, sau... diminuă sinapsele care au un rol de a transmite informația de la un neuron la altul și... Dar alimentația asta sănătoasă, în afară de pește, apă, cât apă trebuie să bem, domnule doctor? E real ce se spune cu 2 litri? În privința hranei, nu? Eu am experiența mea, n-am ținut niciodată regim. Așa. Că dacă și uite, dumneavoastră, ce bine, frumos. Eu mănânc ce găsesc la magazin, fasole bătute sau ce găsesc niște ciorbă sau mănânc pâine. Da, țineți cont, luați tot din astea. Nu țin cont de hrană, nu? Mai depinde și de activitatea genetică, de fondul genetic cât al individului respectiv. Cât e la sută genetic? Dacă e unul mai rezistent sau mai puțin rezistent, există în hipotalamus, v-am amintit mai înainte, ceasul îmbătrânirii care, dacă diminuă cantitatea de hormoni și de neurotransmițători, atunci individul îmbătrânit. Nu depinde de îmbătrânirea fizică a corpului, depinde de neurotransmițători cu care creierul coordonează toată activitatea organismului și de hormoni care sunt vărsați în sânge, neurotransmițătorii sunt transmiși de la o celulă la alta, din sistemul nervos. Iar hormonii sunt vărsați în curentul sanguin și din curentul sanguin ei acționează, se duc acolo unde trebuie. Da. Și deci acești factori sunt foarte importanti. Ceasul îmbătrânirii este tot în hipotalamus și are un rol foarte important și el. Da. Da, mă gândeam acum... E foarte complicat, creierul. Este complicat, dar trebuie să avem grijă de el. Este clar că trebuie să facem și noi ceva ca să ne menținem sănătoși, mintea sănătoasă până la... Omul este creierul pe care îl are.
Nu este, deci nu omul nu este ceea ce mănâncă, cum spun ăștia la televizor, nici vorbă. Nu mâncarea are influență asupra individului respectiv. Da. Omul este creierul și creierul este divers la diferite persoane. Deci o deci persoană poate să judeci după creierul lui. Da, da, dar creierul ăla l-ai din naștere sau se poate... De naștere și... ulterior se poate dezvolta sau asta, nu. Asta. Da, se poate, se poate. Deci, da, prin factorii care v-am spus, educație fizică, prin hrană, prin lipsa de stres, prin somn făcut când trebuie, prin ascultarea muzicii, prin... Să da, nu stagnezi din punct de vedere educațional tot timpul, să citești, să te... Nu? Să l-antrenezi așa sau nu e real? Asta n-am prea înțeles. Asta, activitățile astea unice nu sunt reale, să știți. Nu? Nu. Trebuie să faci de toate, da, de toate. Dar vitamine trebuie să luăm, domnule doctor. Acum, poți să fii un om sănătos, da? Să n-ai niciun semn de, nu știu, vreo problemă reală. Noi, preventiv, ar trebui să luăm și noi vitamine, nu știu... Nu. Nu neapărat? Nu. Sau doar să mănânci lei din fructe, din legume și atât? Da, a spus că n-a ținut cont. Șamanii, de exemplu, yoginii care fac yoga, ei au o posibilitate de a-și controla organismul. De exemplu, ei poate să-și controleze activitatea cardiacă și poate să-și o oprească până la un moment dat. Da. Dar au o educație foarte aparte, să știți. Educația noastră și cultura noastră nu permite așa ceva. Dar ei, făcând asta o viață întreagă, pot să-și controleze foarte bine corpul. Și controlând corpul, nu ții cont la un moment dat dacă ăla te stresează, dacă ăla vorbește urât, dacă trebuie să te acomodezi după cum vrei și să nu iei în considerație spiritul ăsta, trebuie să-l protejezi, activitatea mentală trebuie protejată și nu trebuie supusă niciunui stres și unei... Pe latura asta, pentru că am depășit puțin cadrul poveștii de viață și am intrat puțin pe niște recomandări, aș putea să spun că așa le pot cataloga, preventive, noi cei care urmărim și telespectatorii, cei care ne privesc, să știe așa preventiv ce au de făcut. Cum putem, aș vrea să vă mai întreb aici, o singură întrebare aș mai avea pe latura asta, cum putem evita stresul? Cum să-l evităm? Pentru că, de fapt, stresul e cauza la tot ceea ce ni se întâmplă. Șamane, vă spuneam, și yoginii au o educație, dar ei fac asta tot. Da, noi nu putem face noi nu. Cum să le cultura șamane și a... Uite, soțul, noi ne putem autoimpune într-un fel să stăm liniștiți, se poate, dacă vrei, da. Asta contează mult, nu? Poți da. Să ții auto, să ne autoimpunim, da? Da, să dar mă gândesc, ce te faci cu un om care are o situație financiară proastă, care știe că mâine îl execută nu știu cine și îl scoate din casă. Cum să se mai autoeduce cum să-și mai autoimpune omul acela? Iată de diversă lumea asta. Asta numai în linii mari, dar este clar că asta ar trebui să... Culturile astea, șamanici din sfârșit, din yoginii care fac, după ei nu le putem. Asta nu sunt aplicabile la oamenii de rând. Da. Nu sunt. Care lucrează toată ziua și vin în contact cu diverse persoane care te stresează, care înjură, au un comportament foarte Dar uite, vedeți, dumneavoastră, ați avut un program încărcat în permanență, dar ați știut tot timpul să vă autogestionați situația foarte bine. Adică știind că mă așteaptă 10 pacienți la ușă acum, să zicem. Dumneavoastră n-ați intrat în panică, mi-ajunge timpul, n-a... Asta înseamnă că știi cum să te organizezi, nu? Și să... Sau cum? Nu voit, așa e felul așa meu, felul da. De sine foarte mult, da, de felul totul fiecăruia. Totul să faci, nu forțat, ca pe ceva așa, obișnuit. Ca o viață obișnuită. Da. Fără să te gândești că dacă n-ajung la timp, nu știu unde, cineva mă va sancționa sau știu. Trebuie să... Trebuie să ai și credință. Eu când sunt în operație și anestezist îmi spune: domnule doctor, 100 de grame de sânge, dacă mai pierde, bolnavul moare. 50 de grame, dacă mai pierde, bolnavul moare. 25 de grame. Îmi fac cruce cu limba, că nu pot cu mâna și mă gândesc și la Dumnezeu. O fi. Da, un adevăr. Și deodată se oprește și tot lucrurile merg foarte bine. Doamne, ce credința e foarte importantă, să știți. Da. Crezi în ceva. Oamenii care cred au cantitate mare de endorfine și știu să se păzească de anumite stresuri și comportamente de astea aberante.
Citeam, mi-am și notat aici, spuneți așa, eu mi-am vândut apartamentul unde stăteam, am luat niște bani și acum stau într-o cameră, ați și spus, la cineva până când voi muri. Nu am niciun fel de avere. Sunt cel mai sărac medic din lume, nu doar din România. Dar nu... Da, toți luptă, pe mine nu mă incomodează. Eu pot să scriu, pot să citesc în camera respectivă, eu după o activitate. Deci dumneavoastră trăiți liniștit așa într-o... Așa cum am citit aici. Deci, De asemenea, citeam... Că ați fost, exact ce spuneam la începutul emisiunii, ați fost inclus în lista internațională a celor 500 de genii ale secolului 21. Da, asta americanii au scris. Ei, că v-am spus, românii mai puțin îți dau importanță. Poți să muncești până când îți pierzi răsuflare, nu se uită nimeni la tine și nu impresionează pe astăzi, nimeni. Astăzi, cum vă simțiți, domnule profesor, după o viață întreagă de muncă? Muncă așa în felul dumneavoastră, pentru că n-ați simțit-o atâta timp cât vă place ceea ce faceți. Dar ați trecut prin atâtea, v-ați luptat, ați obținut și astăzi operați. Sunteți un om împlinit? Aveți vreun regret? Nu. Nu aveți niciun regret? N-am secret. Nu fac nimic forțat. Știu, dar n-aveți niciun regret. Obosesc. Un regret aveți? La ora 3. Așa, care e? Uite, spuneți-mi o zi de... Așa cum m-am învățat. Dacă la 5 ore eram la spital, înainte, când era trabai, eu stăteam pe Lizianu tocmai și veneam la spital dintr-un capăt în altul a Bucureștiului. Eram eu singur în tramvai. Și veneam la ora 5, făceam foile de observație, accidentul venea la vizită la ora 6. Și făceam vizită la ora 6, acum o facem la 7. S-a mai... N-au vrut ai mei, da, să... Da. Dar asta vreau să... Două întrebări o să mai am și să termine emisiunea. Uite ce repede a trecut timpul. Cum decurge o zi din viața academicianului, profesorului doctor Leon Dănăilă? Mă duc la spital. Deci ajungeți la 6 acum. Da. Dau consultații, dacă am de operat bine, dacă nu mai fac pasamente, mai fac activitate în secție. După aia mai am activitate de asta parlamentară, mai primesc telefoane cu voturi. Acum nu ne putem duce la ședință prin faptul că pandemia. Din cauza COVID-ului ăsta. Și acasă când vin, uneori vin mai devreme, dar în continuă activitatea neurochirurgicală. Eu mă ocup tot de neurochirurgie. Eu scriu, citesc, fac diferite planuri pentru a doua zi, pentru... eu dacă am de operat, noaptea mă trezesc, dacă am operat de 1000 de ori același bolnav, eu tot în gând fac cum trebuie făcută operația respectivă. Repet, vizualizați eu când așa? Mă duc la operație, nu stau să mă gândesc. Da. Eu știu deja tot ce trebuie făcut. Doamne, Dumnezeule! Am operat într-un rând și copii. Da, erau mine de copii. Da, am operat și copii. Da, și acum copii. Nu mai operez. Acum nu mai adulți? Nu operăm, fiindcă ne-am specializat pe adulți numai. Da. Fiindcă trebuie o aparatură de anestezie. Dar ați operat și copii, înțeleg. Poftim? Ați operat și copii. Am operat și... Da, ce milă era de copii mici. Ei nu știu, sunt... Da. Le-am cumpărat jucării, veneam... Da, îi iubeam foarte mult, săraci, că știam aproape că nu mai au mult de trăit sau... E... Copii, și acum când văd la televizor că la 2 ani sunt bătuți de părinți sau de persoane, Doamne, îmi vine aproape să plâng. El nu știe, este 2 ani, 3 ani, ce să știe, așa, și eu iubesc foarte mult copiii și da. În urmă cu câțiva ani ați primit o vedere, cum a spus dumneavoastră, și acolo scria, în fața unui geniu și regele se apleacă. Am operat pe cineva de la curte, de la de acolo. Da. Da. Am operat și din străinătate. Veneau. Da, și acum, recent, în urmă cu vreo 2 ani, din Atela a venit, am întrebat de ce nu te duci acolo, că sunt și acolo. Nu, că eu vreau aici. Da. Și din Tanzania, și din Germania, și din Anglia, vin diverse persoane
din Belgia, am operat multe, da. Dar toate cu bine, adică nu totul e să operezi, totul e să iasă bolnavul bine. Da. Dacă faci cu degetul scos tumoră, sau trebuie să ai o manualitate, un milimetru uneori, dacă la chirurgie vasculară. Secția pe care lucrez, eu primul secție din România de neurochirurgie vasculară. Să operez pe vasă de sânge, vai de mine. Eu făceam la ăștia cu vasele înfundate, anastomoză, dintr-un vas de la piele, unul de la creier și duceam sânge la creier. Eu am făcut, am 400 și vreo 70 de operații, am registru tot, am documente. Cele mai multe, cred că, din lume, anastomoză din asta. Și da, am făcut. Acum nu mai fac. Oamenii nu mai fac. Ci că au ieșit anticoagulante, nu știu ce. Da, e greu de făcut. Asta e realitatea, da. În încheiere, aș vrea, domnule profesor, să îmi spuneți, dacă ar fi să dați timpul înapoi, cum l-ați vedea pe Leon Dănăilă astăzi? E foarte greu să-ți reimaginezi drumul, e atât de complicat, parcă nu-mi vine mie a crede că de unde am pornit și unde am ajuns. A fost o perioadă în copilărie, în 46-47, când era și foamea aia. Eu n-am spus până acum la televizor, fiindcă sunt niște lucruri care mie nu-mi plac. Ca să îmi salvez, eu am avut doi frați, unul s-a născut cu un ochi care nu vedea, unul foarte slab, și eu eram cel mai puternic din familie. Și atunci când era foamea respectivă, mă duceam pe malul prutului unde s-a mai făcut ceva mâncare și luam lucrușoare de acasă, nu știu ce, și veneam cu o traiște de asta, cu câțiva pumni de făină, dar nu mă duceam într-o zi, erau 20-30 de kilometri, până la 40 de kilometri distanță, dar atunci era o secetate de mare, dormeam în pădure. Nu exista miros pestilențial de sleșuri de asta, adunam frunze, dormeam pe ele, pe urmă iar mă duceam la porțile, unii mă jurau, unii îmi dădeau, unii oamenii se comportă că nu știi cu cine ai de face, știți? Da. A fost o perioadă foarte grea, nici nu-mi vine să mai vorbesc de perioada respectivă. De la cerșetor să ajungi în Academie, am spus eu odată într-un ziar, totuși, că și un opincar poate să ajungă academician. I-a plăcut domnule, ți-aduc ziare, că uite, mi-a plăcut foarte mult ideea asta. Da. Că eu n-am avut nimic, adică a fost un om foarte sărac din copil, dar eu am vrut să mă fac medic, să ajung, să fac academie. Eu am făcut facultatea la Iași, am făcut 3 ani de zile obligatoriu la țară. Eu nu m-am dus la țară, m-am dus la un spital, unde îmi plătea mai puțin și am lucrat acolo. Nu făceam treabă organizată de asta birocratică. Da. Puneam un agent sanitar, scrii tu. Da. Veneau aia de la Bacău, de la regională, își puneau mâinile în cap. Imediat, amendă, tot timpul mai. Dar eu învățam, vreau să vin în București. Eu am auzit, aici sunt academii, aici sunt transforele. Doamne, eu vreau să vin în București, că nu o fi aia mai deștept ca mine. Și învățam tot timpul. Ei mă amendau, eu învățam. Pe urmă, când l-am dat la București examen, numai eu am reușit. Au venit la mine. Da. Domnule, îți dăm post la Bacău, îți dăm unde vrei, de chirurgie. Da. Zic, mă mai gândesc. Ce mai... Deci, în concluzie... Am venit la București. Așa. Da, aici. V-am întrerupt, că s-a terminat emisiunea, din păcate. Și asta vreau să știu. Dacă ar fi să o luase la capăt, ați face la fel? La fel, da, sigur, da. Totul mi-a plăcut cum am făcut, da. Până acum, reconsiderând toată situația, da. Am înțeles. Sunt lucruri care e mai jenante, așa, cu chestia asta, cu cerșitul. Da. Nu mi-a plăcut niciodată. În ultimul timp am spus-o așa. Da. Nu, dar e o poveste de viață, domnule doctor, care nu trebuie să când vă... Când am venit aici la București, unul se lăuda, eu sunt cu Bălcescu rud, altul e cu regele, altul... Da. Eu ce să spun cu cine sunt rud, dar...
Și ei erau luați în considerație mai mult decât mine. Tu ce ești? Un nimic. Eu aș vrea să închei cu ce a spus doamna respectivă, pacienta dumneavoastră, în fața unui geniu și un rege se închină. Așa mă închin eu astăzi în fața dumneavoastră. Da, bine, multe scrisori am primit și acum vine o doamnă de la Arhivele Naționale și da. Mi-a luat sacoși întregi de documente, de manuscrise, de da, sfârșit. Da. Le las eu acolo, că eu ce să fac cu ele? Știu, știu, dar contează că oamenii au încredere și uite, vedeți, nu faceți niciun efort, toate vin de la sine. Vă mulțumesc frumos că ați venit în emisiunea Povești de Viață. Din suflet vă mulțumesc. Și îmi doresc, așa, cum se spune, că această emisiune, dumneavoastră ați dat, cred că sute de interviuri, de emisiuni ați făcut. Dar pentru mine această emisiune va rămâne unică și atunci vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc mult. Să rămână și eu vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Da. Mulțumesc.